bucurăm să putem să povestim despre un concurs care acum e al nostru, nu? Că am muncit împreună la acest demers. Da. Și la machetă. Machetă și la tot. Noi am vrut să facem cumva o inițiativă care a fost o premieră atât pentru noi cât și în România. Ceva ce nu a mai fost realizat până acum de către un investitor privat. Am avut ambiția asta în urmă cu 3 ani de zile să pornim la drum și să atragem unele dintre cele mai mari companii de arhitectură din lume. Macheta se dovedește a fi un instrument vital. Chiar a fost un instrument extrem de valoros pentru juriu în desemnarea câștigătorului. Au ieșenii motive să fie mândri, să se bucure de orașul lor? Bine ați venit la o nouă ediție de Graphene Talks, astăzi o ediție mai scurtă, dar interactivă, de la Iași. Vorbim astăzi cu Raluca Munteanu de la Iulius să ne povestească despre minunăție de concurs care s-a desfășurat zilele astea. Suntem pe final. Când filmăm noi, încă nu avem rezultatele gata. Când o să difuzăm ediția, deja vom ști cine e câștigătorul și ne vom putea anticipa cum va arăta noua față a Iașului. Eu sunt din Pașcani și am tot povestit, s-a transformat Iașul incredibil. Cred în potențialul Iașului, poate avem și o autostradă, cine știe. Cum vezi tu, Raluca, dezvoltarea Iașului din următorii ani? Iașul este abia la început, cumva ai spune, într-un fel, dar de fapt și de drept vorbim despre un oraș care, într-o oarecare măsură, are un loc unic în România, datorită faptului că oameni curajoși au crezut, istoric vorbind, în potențialul și în anvergura acestui loc. Ne bucurăm să putem să povestim despre un concurs care acum e al nostru, nu? Că am muncit împreună la acest demers. Și la machetă. Machetă și la tot. Noi am vrut să facem cumva o inițiativă care a fost o premieră atât pentru noi cât și în România. Ceva ce nu a mai fost realizat până acum de către un investitor privat. Vorbim despre un sit care are o valoare istorică absolut extraordinară. Este o încărcătură și o pasiune în jurul acestui sit care poate fi văzut atât la oamenii din Iași cât și la instituții, la întreaga comunitate. Este efectiv un sit care înseamnă foarte mult și am avut ambiția asta în urmă cu 3 ani de zile să pornim la drum și să atragem unele dintre cele mai mari companii de arhitectură din lume să facă niște propuneri în măsura efectiv cum își doresc ei și cum văd ei această dezvoltare pe măsura experienței lor extraordinare și să vedem, să pornim la drum. 3 ani după, a durat un pic, 3 ani după ne aflăm aici, în expoziție, având 4 birouri extrem de cunoscute. Cu patru prezentări, patru propuneri. M-aș întoarce puțin. Care a fost în 3 linii, dacă se poate, tema lor? Adică de la ce au trebuit ei să plece? Da, e o întrebare foarte bună. În primul rând, i-am adus în Iași. Le-am prezentat terenul care este în fața Palatului Culturii. Nu cred că se poate o locație mai centrală sau mai vizibilă decât aceasta. Le-am prezentat terenul, le-am prezentat contextul în care acest teren este amplasat, astfel încât să înțeleagă bine importanța istorică, cum am menționat mai devreme, dar și elementele de patrimoniu. Le-am explicat exact care sunt constrângerile unei dezvoltări în zona istorică, pentru că, așa cum știți foarte bine, o astfel de dezvoltare trebuie să fie în linie cu toate, n-aș vrea să le zic restricții, dar toate solicitările care vin din partea Comisiei Naționale de Monumente, dar și comisiilor locale, instituțiile și, bineînțeles, să gândească o dezvoltare care să fie în armonie cu ce este în jur, pentru că obiectivul nu este să creăm un simbol care să le umbrească pe celelalte, ci pur și simplu să adăugăm ceva la centrul istoric. Deci acesta a fost primul element important din temă, bine, le spun așa cumva în linii mari. Doi, bineînțeles, au fost elemente tehnice care au vizat amplasarea terenului, forma, restricții, capacități maxime ale dezvoltării.
Nu le-am impus restricții privind dacă să facă o clădire, dacă să facă mai multe. Au avut completă libertate în acest sens. Le-am dat prin temă, într-adevăr, funcțiunile. Funcțiunile care au inclus zonă de rezidențial, zonă de comerț la parter, pentru că, într-adevăr, zona de parter trebuie să fie o zonă extrem de activată și o zonă mixtă. Cu alte cuvinte, vorbim despre o dezvoltare cu totul mixtă, care are funcțiuni de retail, are funcțiuni rezidențiale și culturale. Am dorit să avem și un spațiu pentru comunitate, o zonă care să includă poate un spațiu de evenimente sau alte elemente. Bine, vorbim de un concept. Încă nu știm exact cum o să-l mai rafinăm, dar aceasta a fost în linii foarte mari și foarte generale tema de proiectare, dar bineînțeles, am vorbit despre vestigii arheologice care sunt incluse în fiecare dintre propunerile pe care le vedeți aici. Am vorbit despre felul în care proiectul se integrează în viitoarele dezvoltări care sunt propuse poate de municipalitate în zonă. A fost ce o temă extinsă. Ce zice administrația de tema asta? L-am văzut și pe primarea seara la eveniment și probabil mai mulți din administrație, recunosc că nu știu pe... Toți, ce zic ei despre un proiect organizat în felul ăsta? Nu știu, le vine vreo idee că poate ar face și pentru proiectele publice, genul ăsta de proiecte? Cred că ei trebuie să răspundă la întrebarea asta, bineînțeles. Nu putem să vorbim în numele lor. Ce pot să vă spun este că mândria pe care o împărtășim și noi și ei și cred că toți locuitorii din Iași este că aceea că la finalul acestui concurs lumea se gândește că ok, avem un proiect, dar de fapt munca pentru noi abia începe. Noi intrăm pe o etapă firească de avizare și pe care o să o ducem la bun sfârșit și la finalul acestei etape de avizare Iașu va avea o clădire semnată de un arhitect internațional care, menționez, niciunul dintre cei participanți în competiție nu au o clădire în România. Deci va fi o premieră pentru România și acest lucru este extraordinar și sunt sigură că este un element care bucură atât administrația cât și toți membrii comunității locale. Uh-huh. Mai dezvoltați proiecte în orașele mari din țară și știu și am mulți prieteni care au migrat din București spre, nu știu, Cluj, Sibiu și așa mai, Brașov și așa mai departe. Bă, n-am auzit pe nimeni să migreze în Iași. Știu foarte mulți din Iași, din Bacău, care s-au mutat în București. Cum se va face? Când se va face transformarea? Cred că știi cum e ca acel element că succesul peste noapte durează întotdeauna 10 ani, știi? Cam așa și aici, adică cred că punem cărămizi în direcția potrivită și construim în a crește notorietatea faptului că Iașiul chiar este un oraș în care viața este o viață bună. Nu cunosc poate mulți oameni care vin din București în Iași, dar știu foarte mulți oameni care au oportunități în Iași sau în București sau în alte orașe și nu se duc pentru că sunt destul de bucuroși aici. Avem multe de făcut. În ceea ce privește, noi putem vorbi doar de perspectiva noastră de investitori privați și încercăm prin tot ce facem să dăm un exemplu că deși unele proiecte sunt complicate, dacă ai curaj și ambiție și intenții bune, poți să duci lucrurile un nivel un pic mai sus, credem noi. Ce spune... Ne-am întâlnit aici cu mulți arhitecți, cu mulți specialiști, cu oameni din Iulius, dar eram la Baia Mare și în centru istoric domnul arhitect Pășcuț spunea, amintind o discuție cu domnul Țigănaș, că cum îți dai seama că un anumit spațiu după ce s-a transformat are succes? Și ziceau că mai acolo vin miresele și își fac poze. Înțeles, da. Ce se așteaptă sau ce cei care sunt în afara sferei arhitecturii, în afara sferei construcțiilor sau a dezvoltărilor, ce spun oamenii și ce așteptări sunt de la ei? Cred că este o așteptare ca această dezvoltare să îmbine în mod armonios elementele de patrimoniu din jurul sitului. Cred că este o așteptare ca această dezvoltare să ajute la consolidarea Iașului drept o destinație turistică, pentru că toată lumea își dorește să aibă o clădire care să fie instagramabilă și acest lucru este un obiectiv valid, dar în ceea ce ne privește pe noi, bineînțeles că aceste obiective sunt extrem de valide, dar noi ne dorim ca locuitorii din Iași, care se plimbă zi de zi prin această zonă, să nu aibă senzația că intră într-o dezvoltare nouă, ci este pur și simplu un spațiu frumos în care ei pot petrece timpul și să ai sentimentul că intri într-un proiect, cât mai degrabă într-o continuare firească a centrului orașului și efectiv să fie un loc
frumos în care să stai. Adică dacă ne gândim și la Palace, nu știu, vezi lumea care stă pe iarbă și cei care vin și lucrează și pur și simplu un spațiu în care... Vezi evenimente cum e NZ Roadshow acum, da? Da, exact. Adică e pur și simplu un spațiu în care lumea vine și petrece timpul și face parte din viața locuitorilor. Acum, Ana, noi putem vorbi foarte mult despre aceste dezvoltări, dar ideea nu să ne placă nouă, ci ideea este ca cei care vin zi de zi acolo să-și asimileze și să devină parte din viața lor. Și atunci când devine un spațiu parte din viața lor, noi cei care lucrăm pe dezvoltare ne dăm seama că ok, poate am reușit să facem ceva care face o diferență. Te-ai gândit vreodată să te muți din Iași? Ba, nu. Nu, eu lucrez, deci să nu uităm, Iulius este o companie ieșeană cu sediu central în Iași și la finalul zilei am investit sute de milioane de euro peste tot în țară, avem o expunere de peste 600 de milioane de euro ca investiție bancară și 1,2 miliarde, deci niște cifre destul de ample, dar la finalul zilei suntem din Iași, vrem în continuare să investim acasă și pentru noi presiunea e și mai mare când faci un proiect, deci noi am făcut proiectul ăsta în Iași și pentru noi presiunea e și mai mare. Ce crezi că îi face, știi când eram mic, ziceam, măi, cum se schimbi, pe stradă vedeai oameni, erau toți cu haine negre și eventual așa cu capul în pământ și mai ales în zona Moldovei, știu că m-am mutat din Pașcani în București și erau așa, știi, ei sunt undeva, noi în zona asta. În schimb, am văzut o transformare în ultimii ani și voi ați făcut parte și ați ajutat la transformarea asta cu ce s-a întâmplat aici, că vezi mai multe zâmbete pe stradă. Au ieșenii motive să fie mândri, să se bucure de orașul lor? Da, de orașul lor cu siguranță, bineînțeles, adică Iași chiar este un reper din foarte multe puncte de vedere, adică nu știu, iarăși, din perspectiva noastră, vorbim în dezvoltarea Palace Campus de compania Amazon, care își face al doilea sediu cel mai important după Londra, în Iași, o să ajungă la peste 5.000 de angajați în termen de 5 ani de zile de acum încolo. Sunt multe lucruri de care ei cred că pot fi mândri, iar în ceea ce ne privește noi, credem că investiția noastră a dat roade, dar, nu știu, în final, argumentele noastre nu sunt cele care ți le spun eu acum, că uite, am făcut așa, cât mai degrabă ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani de zile. Acum avem peste 9.000 de angajați care lucrează în Palace și, nu știu, credem că într-o oarecare măsură am contribuit la creșterea calităților prin proiectul nostru și asta ne propunem să facem și mai departe. Absolut. Îmi dau seama, o chestiune personală, am o verișoară, super smart, cred că a terminat prima facultatea, și acum lucrează la Amazon și mi-am adus aminte de chestiunea asta și de județul Neamț, de unde am copilărit eu cu bunicii fix casă lângă casă. Da, deci... plus că e conceptul ăsta de proiect mixt, adică în care ea lucrează la Amazon, el lucrează la Endava sau, mă rog, nu facem reclamă acum, dar să zicem la oricare dintre companiile în care sunt cadrul proiectului, după aia se duc și-și fac cumpărăturile la supermarket, stau în parc, la cafea, adică e conceptul ăsta în care totul e mai ușor. Excelent. Mai Raluca, mulțumim mult că ne-ați dat ocazia să facem echipă, că de drept am făcut echipă și echipa noastră care a scanat și a modelat e super impresionată de amploarea proiectului, dar mai ales de căldura voastră și modul de a colabora și spun cu toată sinceritatea. Noi mulțumim și aș vrea chiar să subliniez faptul că acest concurs, în urmă cu 3 ani de zile când am făcut dezbaterile, a fost o mare discuție legată de machete arhitecturale, pentru că atunci când faci o dezvoltare în centrul orașului și trebuie să analizezi relația cu celelalte obiecte de patrimoniu care sunt în jur, macheta se dovedește a fi un instrument vital și atunci când am pornit acest concurs, unul dintre elementele clare, deși a fost o investiție considerabilă și a fost un efort considerabil din toate punctele de vedere, ne-am asumat acest lucru pentru că Iași nu are o machetă arhitecturală, acum o are și sperăm să mai îmbunătățim tot împreună. Chiar a fost un instrument extrem de valoros pentru juriul în desemnarea câștigătorului, pe care l-o să-l aflăm acuși în câteva minute. Adică va fi o chestiune. Da, probabil că fiecare are un preferat. Noi închidem aici, îți mulțumesc mult încă o dată. Noi mulțumim încă o dată pentru tot efortul vostru și pentru că am stat de vorbă acum. Cu mare drag. Și câștigătorul este, și aici băgăm un banner că se va decide în jumătate de oră. Până data viitoare, spor la construi România. Ciao, ciao. Mulțumim. Construction today is more complicated than ever before. To complete quality work safely, dozens of teams must work as one to deliver one plan, one project, one vision.
Realizing that vision begins by bringing teams together, from design to plan, from build to operate. Connected teams collaborate seamlessly and securely with powerfully simple, purpose-built solutions. And project data needs to be more than just accurate. It needs to be connected, connecting workflows to drive better, faster decisions. Decisions which can mean the difference between profit and loss. Decisions which lead to insights. Insights that work around the clock to monitor and escalate risk. Connected teams, connected workflows, connected data. This is the new possible in construction. This is Autodesk Construction Cloud. Managing construction projects is complicated. Dozens of teams, hundreds of changes, thousands of hours, all working together to deliver on time, on budget, on schedule. Delivering complex projects requires a new way of connecting teams and workflows. Intuitive tools for sharing plans and gathering project data. Powerful predictive insights driving better business outcomes. This is Autodesk Build. Project management, field collaboration, and cost controls all managed together. In the office, in the field, in real time. Autodesk Build connects plans and data from design and pre-construction directly to the office and field, reducing turnaround time and miscommunication without sacrificing reviews and approvals. Smart drawings leverage the power of BIM for the field. Model data is a tap away in 2D and 3D. Issues, annotations, and photos make it easy to work together directly on the drawings and track progress from any device. Connected meeting minutes, forms, and assets simplify collaboration and decision-making. When an issue needs escalations, it snaps to the RFI, change order, and cost workflows, reducing confusion, risk, and resolution time. And in the background, all of this data is organized into reports and predictive dashboards, driving better decisions today and tomorrow. Autodesk Build powers collaboration, drives decisions, and delivers insights. Get back to building with Autodesk Build.